Este ultima ședință de guvern înainte de alegeri. Ca atare să fim foarte riguroși și atenți. Avem mai multe puncte importante pe ordinea de zi. O să încep cu modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă în baza propunerilor formulate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Domnul secretar de stat Arafat, vă rog să ne prezentați pe scurt modificările. Domnule prim-ministru, hotărârea CNSU a trecut și în cadrul ei sunt două măsuri principale. Una în privința piețelor închise care vor fi redeschise, deci cu acces publicului, cu condiția emiterii unui ordin comun al Ministrului Sănătății, ANSVSA și Ministerul Lucrărilor Publice în privința măsurilor de sănătate publică care vor fi aplicate în interiorul piețelor. Iar a doua măsură este pentru ziua votului, unde avem două situații. Pentru toți cetățenii cu drept la vot există libertate de mișcare între orele 5 dimineață în data de 6 decembrie și orele 1 dimineață în data de 7 decembrie. Pentru faptul că este reglementat în lege că pot să voteze până la ora 23:59 dacă sunt la coadă la ora 21. Exact. Și atunci să le permitem întoarcerea acasă. Până la ora 1 dimineață, iar pentru membrii BEC, pentru alegătorii, pentru observatorii și pentru personalul tehnic care participă la procesul de vot, vor avea dreptul să circule pe bază de document doveditor între orele 23 din data de 6, sau mai bine zis, între orele 1 dimineață din data de 7, și orele 5 dimineața din data adică de 7. Adică, practic, nu vor fi sub restricțiile care sunt puse între 23 și... Exact. 5 dimineață. Pentru că ei, într-adevăr, desfășoară activități de înmărare a voturilor, deci membrii birourilor electorale, ale secțiilor de votare și de circumscripție, observatorii acreditați, observatorii, candidații. Candidații care au dreptul să asiste și e normal să aibă... Și personalul tehnic și auxiliar. Personalul tehnic și auxiliar. Da. Iar pentru zonele carantinate, care sunt sub carantină, se va emite un ordin al... O reglementare similară. Exact, cu reglementare pentru toate ordinele de carantină care prevede aceste excepții. Pe care le emiteți dumneavoastră, ca și comandant al acțiunii, în baza legii 136. Exact. Și aici va trebui să mai subliniem un lucru. Cei care sunt aflați în izolare sau în carantină la domiciliu, pentru că au fost contacți în bază, deci indivizii care sunt carantinați la domiciliu sau izolați, ei solicită urna mobilă, bineînțeles. Deci ei trebuie să solicite urna mobilă pentru... Da, ei au dreptul de vot, se duce urna specială, urna mobilă la domiciliu sau în locația în care sunt izolați sau carantinați. Da. Da. Mulțumesc, domnul secretar de stat. Domnul ministru Tătaru, suntem pregătiți cu ordinul? Da, îl avem în pregătire și o să-l avem și monitor oficial. Deci aici trebuie imediat ce se publică hotărârea de guvern în monitorul oficial, trebuie transmis după publicare, imediat trebuie transmis ordinul spre publicare în monitorul oficial. Da, îl avem în pregătire. Bine, mulțumesc. Avem un angajament și anume acela de a adopta ordonanța de urgență privind schema de ajutor de stat privind industria ospitalității, Horeca. Doamnă secretar de stat Nicolescu. Premier, vreau să o cer pe lista suplimentară pe ordinea de zi. Se referă la Horeca și la agențiile de turism. Le vom da printr-o schemă de ajutor 20% din pierderea pe care au avut-o, diferența între cifra de afaceri 2020-2019, vor primi 20%. Nu știu, că am avut-o într-o primă lectură. Am avut-o în primă lectură, acum am avizele, deci acum... În regulă, în regulă. Vom mai am și altă, pot să mai spun, pe listă suplimentară sau nu? Da, spuneți. Da, am și memorandumul privind acordarea tot unui ajutor de stat din fonduri naționale pentru întreprinderea căror activitatea a fost suspendată temporar. Da, da, da. E vorba de firmele comerciale, în special acelea care au fost în moluri și care au fost sub restricție. Așa zisele chirii din, da, chirii din moluri. Da? De acord. Memorandum, da? Și memorandum și ordonanță, domnule premier.
Și, regulă, dar aici mai trebuie să vă asigurați că e o formă de ajutor de stat și să avem toate aprobările necesare. Deci a fost prenotificată comisia, da. Și acum, după ce, dacă se aprobă memorandumul, o să notificăm. Și mai am o hotărâre pentru aprobarea testării unor localități ca stațiuni turistice de interes local. De acord. Da, mulțumesc. Domnul ministru Ștefan. Suntem pregătiți cu hotărârea de guvern pentru echilibrarea bugetelor locale ca să se poată plăti indemnizațiile persoanelor cu dizabilități și salariile asistenților personale? Da, domnul premier, suntem pregătiți cu hotărârea de guvern. Suma ce urmează a fi alocată unităților administrative teritoriale pentru a achita aceste obligații este de 743 de milioane de lei. Care se alocă din fondul de rezervă al guvernului, da? Așa este, aveți pe toate. Și este defalcată pe baza solicitărilor transmise de prefecturi pe baza necesarilor localităților. Acum, domnul ministru al finanțelor și doamna ministru Alexandru, aici va trebui să gândim un mecanism, pentru că nu cred că putem accepta ca de fiecare dată pe final de an guvernul să trebuiască să dea sume din echilibrare în condițiile în care există obligații legale de cuprindere în bugetele locale a sumelor necesare pentru plata indemnizațiilor. Acum, sigur, sunt persoane vulnerabile, persoane care se află într-o situație foarte dificilă și nu putem să ne permitem să îi lăsăm fără venituri, pentru că ar fi profund nefiresc și inuman chiar de să-i lăsăm fără venituri, dar pe de altă parte trebuie să existe o responsabilitate din partea primarilor în ceea ce privește alcătuirea bugetelor locale, astfel încât să asigure resursele financiare pentru aceste plăți, iar noi, evident, trebuie să asigurăm cota parte de cofinanțare de 60% care a fost decisă prin legea bugetului de stat. Aici nu știu dacă n-ar fi bine să schimbăm un pic sistemul și... Dar nu e momentul unei discuții. Deci am alocat aproape 750 de milioane către localități pentru a le permite plata indemnizațiilor. Deci indemnizațiile persoanelor cu dizabilități, salarii ale asistenților personal. Mulțumesc, domnul ministru. Doamna ministru Alexandru, mai avem avizul Consiliului Legislativ pentru prelungirea măsurilor active. Da, avem două acte normative, ordonanță de urgență și o hotărâre de guvern pentru prelungirea șomajului tehnic până la jumătatea anului viitor, respectiv pentru prelungirea măsurii privind programul flexibil de lucru, adică Kurzarbeit. Între timp au continuat consultările cu partenerii sociali, dar avem avizele și aștept la momentul sigur, la care când voi interveni. Dezbatem actul normativ. La momentul la care voi interveni, da, voi puncta câteva aspecte, dar sub în ceea ce privește avizele le avem, domnul premier. Mulțumesc. Domnul secretar de stat Simion, aveam, să-i spunem, restanță sau, mă rog, obligația de a adopta hotărârea. Nu, suntem în termen, domnul premier. E vorba de schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură pe trimestru 2, adică 1 aprilie 2020 la 30 iunie 2020. E vorba de 17.540 de beneficiari cu un efort financiar de 176.743 lei. Banii îi avem din economii și din ordonanța 201 pe 2020, 80.000 de lei. Deci... Mulțumesc. Deci solicitați introducerea pe ordinea de zi a hotărârii de guvern. Da? Da, da. Și mai avem o hotărâre de prelungire acestei scheme de ajutor până în anul 2023, conform tot legat de subiectul ăsta, împreună cu Ministerul Finanțelor, finalizați forma actului normativ pentru Agroinvest. Avem schema grup de lucru pentru schema marți. De garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru zona agricultură. Da, am convenit cu Ministerul de Finanțe, am format un grup de lucru pentru marți 8. Deci aș vrea până la sfârșitul anului să fie adoptată această schemă. Da, discutăm și Agroinvestul, discutăm și avizul pentru schema cu ajutorul pe motorină, accizei pe motorină. Domnul ministru Aurescu, cum sunt pregătirile pentru organizarea votului în diasporă? V-aș ruga să informați colegii.
Domnule prim-ministru, după cum cunoașteți, de mâine începem votul în diaspora. De altfel, votul efectiv începe la ora 20 în cursul zilei de astăzi, cu deschiderea secțiilor de votare din Noua Zeelandă. Avem organizate 748 de secții de votare, așa cum am mai informat. Cât au fost la alegerile parlamentare trecute? Față de alegerile parlamentare din 2016, când au fost organizate 417 secții, avem cu 331 de secții în plus. Numărul de secții a rămas același de la momentul la care l-am anunțat, chiar dacă, din diverse motive obiective, în cazul la 25 de secții de votare s-a schimbat adresa sau au fost relocate în majoritate în aceleași localități unde fuseseră înființate inițial. Important este faptul că am reușit să păstrăm numărul de 748 de secții. De asemenea, începând de ieri, se poate consulta pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe o hartă interactivă a secțiilor de votare din străinătate. De asemenea, tot de ieri am activat un call center special non-stop dedicat cetățenilor români din străinătate pentru a obține informații relevante, utile, privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Toate materialele electorale au fost expediate către misiunile diplomatice și consulare ale României, cu două excepții, Turkmenistan și Iran, unde nu au putut ajunge, dar vor fi confecționate pe plan local conform legislației în vigoare. Am achiziționat toate materialele de protecție și sanitare, toate secțiile de votare vor fi dotate cu materiale de protecție. Împreună cu AEP-ul și cu STS-ul am organizat sesiuni de instruire pentru peste 6500 de persoane care au fost desemnate sau pot veni în completarea birourilor secțiilor de votare ca președinți locțiitori și membri. Pentru a sprijini anumite secții de votare am trimis din centrala... Aici mai fac și eu un apel la formațiunile politice să-și trimită delegații din birourile electorale ale secțiilor de votare, astfel încât să putem asigura derularea procedurii de vot în cele mai bune condiții. Să nu existe sincope. De altfel, am trimis 42 de persoane din centrala Ministerului pentru a sprijini diversele secții de votare. În ceea ce privește restricțiile de circulație care sunt în vigoare în anumite state, am făcut demersuri prin misiunile noastre diplomatice și consulare pentru a obține exceptări pentru cetățenii români care participă la procesul de vot. În acest sens, au fost făcute demersuri și s-au obținut derogări pe lângă autoritățile din statele respective. Au fost pregătite modele de declarații pe care cetățenii români le pot avea asupra lor în statele în care sunt în vigoare restricții de circulație după o anumită oră și dovezi specifice care să ateste faptul că ei se deplasează pentru participarea la procesul electoral. De exemplu, în Italia există o declarație pe proprie răspundere care poate fi utilizată pentru a motiva deplasarea la procesul electoral. În Franța, de asemenea, ambasada a realizat un model de adeverință pentru cetățenii români care se deplasează la secțiile de vot, care include și o declarație pe proprie răspundere cu privire la scopul deplasării. În Spania, de asemenea, un model similar de declarație care poate fi prezentat împreună cu document de identitate românesc. În Marea Britanie, iarăși, nu sunt probleme de circulat în condițiile actuale. Iarăși, ambasada a distribuit o scrisoare de tip LSE-PASE pentru cetățenii români, iar în Germania nu sunt în vigoare în prezent măsuri restrictive. Am instructat, de asemenea, misiunile diplomatice și consulare pentru a asigura un flux rapid al votanților, să asigure un mecanism de monitorizare și fluidizare a fluxurilor de votanți în cazul în care procesul electoral se desfășoară și sâmbătă și duminică. Și este foarte important ca cetățenii români cu domiciliu sau reședința în străinătate să folosească ambele zile pentru a își exercita dreptul constituțional de vot în vederea prevenirii eventualelor aglomerări la secțiile de votare. În cazul în care vor exista, să spunem, fluxuri mai importante, am prevăzut un mecanism de fluidizare în sensul de a semnala care sunt secțiile de votare din apropiere care au mai puțini votanți și pentru a evita astfel aglomerarea care în condițiile de pandemie prezintă riscuri pentru sănătatea cetățenilor. Vă mulțumesc, domnul ministru. Doamna ministru Anisie, suntem pregătiți cu hotărârea de guvern? Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiți să introducem pe lista suplimentară a ordinii de zi a ședinței de astăzi
a proiectului de hotărâre de guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar, care se acordă în anul școlar, burse care se acordă în anul școlar 2020-2021. Care e cuantumul minim stabilit? Cuantumul minim. Ați văzut că în localități sunt fiecare, după cum consideră primarul. Exact. Pentru prima dată stabilim un cuantum minim de 100 de lei, autoritățile publice locale putând să suplimenteze pentru acordarea burselor acest cuantum. Da, e importantă decizia. Vă mulțumesc, doamna ministru. Și eu vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Putem introduce pe ordinea de zi. Sigur, de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Chiar era o măsură așteptată. Am și avut discuții cu asociații ale elevilor privitoare la această temă și ei au susținut adoptarea acestui sistem de avea un cuantum minim al bursei, astfel încât să nu existe toate discriminările care există la ora actuală de la localitate la localitate. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, mass media.